Eu lucrare pe 5,5 hectare de modernizare atât a ieșirilor din țară cât și a intrărilor. Va fi una dintre cele mai moderne vămi. Au mai multe corpuri de clădiri. În primul rând este clădirea Poliției de Frontieră a României, clădirea vămii, clădirea de depozite pentru materiale confiscate, apoi au clădirea de triaj a tirurilor la intrare în țară, care merg pe mai multe culori, roșie, verde, portocaliu. La intrarea în România se amenajează o parcare pentru 80 de tiruri, care vor avea un loc special desemnat de așteptare să fie scanate cu ajutorul unor scanere portabile. De 7 ani, Autoritatea Vamală Română nu mai are scanere funcționale la punctele de intrare în țară, cu excepția celui din portul Constanța Sud, cumpărat din China, care are 18 ani și mai poate fi folosit doar până în februarie 2028. La solicitarea Europei Libere, Autoritatea Vamală Română a explicat că toate cele 15 scanere din gestiune nu funcționează din anul 2016, pentru că nu are cine să le repare. În 2021, România s-a angajat să cumpere, în sfârșit, scanere noi pentru vămi. Au trecut 2 ani, dar achiziția pentru echipamentele care pot depista mărfuri nedeclarate nu a început încă. Angajamentul e inclus în PNRR, iar banii europeni pot fi accesați până în 2026. E ca un computer tomograf. Este un aparat care culisează deasupra tirului, tirul rămâne pe loc, și în 8-10 minute poate să facă verificarea acelui tir. Trebuie să ne gândim că va avea o capacitate de procesare numai la intrarea în România a 4-500 de tiruri în 24 de ore. Asta înseamnă un timp câștigat enorm în vama de la Siret. La pasageri, capacitatea de procesare după renovare va fi de minim 2000 de autoturisme la 24 de ore, iar la mărfuri vor putea fi procesate 1000 de tiruri în 24 de ore în total, pe liniile de intrare și de ieșire din țară. La acest moment, lucrările sunt întoi, utilitățile sunt trase, însă actualul proiect nu prevede construirea de grupuri sanitare la intrarea în România, pentru că terenul aparține de primăria Siret.